Accidentul a avut loc în jurul orei 14:30, în incident fiind implicate un autoturism Suzuki și unul marca Seat. Cele două autovehicule s-au ciocnit după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate la schimbarea direcției de mers. Un conducător auto în vârstă de 35 de ani din comuna Daia, județul Giurgiu, în timp ce se deplasa cu un autoturism Suzuki pe drumul național 5 cu direcția București la kilometrul 45, a virat stânga fără să se asigure, intrând în coliziune cu un alt autoturism marca Seat, condus regulamentar de un cetățean străin în vârstă de 35 de ani. În urma impactului, o femeie de 35 de ani care se afla în autoturismul Seat a fost transportată la Spitalul Județean Giurgiu. Niciunul dintre conducătorii auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, polițiștii rutieri descânzând în cauză un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Potrivit reprezentanților IPJ Giurgiu, autoturismul Seat era condus de un cetățean din Republica Moldova care se deplasa către Giurgiu. Coliziunea s-a produs după ce celălalt conducător auto a încercat să vireze la stânga și nu a acordat prioritate.